Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună ziua, bine v-am găsit la Agricultura, o șansă pentru România. Discutăm și astăzi despre temele de actualitate ale agriculturii și apiculturii românești, nu numai din România, o să avem și, mă rog, o abordare, de ce nu, la nivel european. Deschidem emisiunea de astăzi, pentru că tot am vorbit despre apicultură, cu primul nostru invitat. Este alături de noi domnul Constantin Dobrescu, care este vicepreședintele RomaPIS. Bună ziua, domnule Dobrescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Probabil sau cu siguranță cea mai de actualitate informație legată de apicultori sau de zona apicolă este cea privind ajutorul de minimis acordat de guvern apicultorilor. Vă rog să ne spuneți în ce stadiu este acest ajutor și dacă el poate fi accesat deja de către apicultori. Da, deja există o ordonanță de urgență care a fost publicată și monitorul oficial, ordonanța pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în 2023 în sectorul apicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Deci, acesta este motivul pentru care s-a acordat acest ajutor. Deja este în funcțiune. Într-o lună de zile, apicultorii care sunt interesați trebuie să facă cerere pentru accesarea acestor bani. E birocratic procesul, adică sau e la îndemâna celor care doresc să acceseze aceste sume? Mă rog, este. Acum, știți, nici apicultorii nu pot pretinde să li se dea bani cu buletinul. Trebuie să îndeplinească și de acord. Da. Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Nu este foarte birocratic pentru cel care este în ordine, din punct de vedere al funcționării ca apicultor. Dacă are subvenția înregistrată la ANZ, la ANSVSA, nu sunt probleme. E simplu pentru cei care au stupinele, spuneți, înregistrate. Înțeleg că e un ajutor acordat pe familii de albine? Da, este un ajutor acordat pe familie de albine, deși apicultorii ar avea nevoie de niște sume mai mari ca să treacă peste perioada actuală, care e foarte dificilă, chiar o criză majoră în apicultură, mai ales în România. S-a ajuns la acești bani, în jur de 5 euro pe familia de albine. E mai mult decât puțin, sunt oricum bineveniți, orice ajutor este binevenit. Ok, e o perioadă până la care se poate accesa cumva, dacă știți, dacă aveți această informație, domnule Dobrescu, pentru a le spune celor care ne ascultă, să zicem, sau? Da, din câte știu, din câte mi-aduc aminte, n-am fost eu direct implicat în lucrul ăsta, dar știu de la colegii mei că e o perioadă de o lună de zile în care au timp să depună cererile de... Am înțeles. Deci cam aici ne aflăm cu acest ajutor de minimis. Spuneați că e o criză majoră în apicultură. Ne puteți da detalii cum vedeți sau care sunt problemele acestei crize majore de care vorbiți? Da, este o criză care, am mai spus și cu alte ocazii când am vorbit la dumneavoastră, afectează apicultura din toată Europa și din întreaga lume, dar în România este și mai accentuată decât în alte locuri. Practic, problema este că apicultorii au stocuri mari de miere, apicultorii mari au multe tone, chiar și zeci de tone în magazie. Vă referiți la apicultorii români sau cei europeni? Sau și? Eu vorbesc acum de cei români. De cei români, ok. Situația asta la noi. Deci da, noi, practic, oamenii stau cu mierea pe stoc pentru că prețurile care li se oferă sunt mult prea scăzute, sunt sub prețurile de producție. Atunci oamenii nu pot să-și vândă mierea. Vine un sezon nou, curând apare rapid sau să fie salcâmul, o să aibă noi producții, cei care au mult stup, ce pot să facă cu ea? Nici nu au unde să o mai țină. Mierea are avantajul că se păstrează mai mult timp decât alte alimente, dar nici așa nu se poate, la nesfârșit. Da, exact. Vreau să vă întreb dacă poți să o păstreze și cam pe ce perioadă e optim să păstrezi mierea și dacă, așa cum spuneți, dacă au unde să o,
să o depoziteze, ca să zic așa, să o stocheze. Da, în general, mierea este un aliment mai simplu din acest punct de vedere. De obicei, o viață de rapt de 3 ani de zile este obișnuită. Deci dacă este evident păstrată în condiții corecte, să nu fie temperatură prea mare, nu în bătaia razelor soarelui, în această perioadă poate fi consumată fără nicio problemă. Pe de altă parte, mierea tot așa are o valoare destul de mare comparat cu grâul, deci un preț de 3 euro pe kilogram este de mai mult de 20 de ori decât un kilogram de grâu. Și atunci se poate concepe faptul că ea poate fi stocată în valori mari, în volume mici. Dar nici apicultorii nu sunt mari fermieri. Ei sunt mici fermieri și ar trebui să investească în spații suplimentare de depozitare, care, cum vă spuneam, nu sunt complicate, dar nu poți nici să ții mierea în aer liber. Nu trebuie să o protejezi. Da, da. Să oferi niște, să ai anumite condiții, să zicem, cum spuneați. Mierea e aproape ca vinul, cu cât e mai veche, într-o limită, e mai bună? Nu. Mierea se depreciază încet, încet, dar într-un ritm mult mai scăzut, mai redus. Încet. Da. Spuneți că undeva la 2 ani se poate eventual depozita. 2-3 ani este în regulă. Acum și de apicultorii câteodată au tendința să spună mierea nu are termen de valabilitate. Și asta e o greșeală, pentru că atunci când este stocat mult timp, chiar și la temperatura camerei, sau chiar mai jos, apar niște producte de descompunere ai zaharurilor care ei dau sunt un parametru de prospețime și după o anumită perioadă încep să apară aceste alterări care mă depreciază. Nu mai este de calitatea mierii proaspete. Am înțeles. Unde se află acum, nu, probabil că prețul, apropo de preț, poate o ultimă chestiune sau dacă mai aveți, că tragem și o concluzie, dar aveți un reper de preț, adică văd că ați spus și nu sunteți evident singurul, am mai vorbit cu apicultori că prețul este acum la un nivel foarte jos, dar cât de jos este mai prețul? Mai jos ca niciodată. Nu mi-aduc aminte ca mierea să fie ajuns la prețul de 1,2 euro pe kilogram în România. Este un preț pe care îl oferă, dacă îl oferă, procesatorii la ora actuală. Vorba de prețul de cumpărare angro. Și vedeți, aceasta e o discuție foarte bună. Deci, pe piața liberă, prețul este dictat de cerere și ofertă, în principiu. O singură condiție. Da. Oferta să fie cinstită, competiția să fie onestă între diferite produse. Dar noi la ora actuală vorbim despre o ofertă din partea apicultorilor de miere autentică, care se află în competiție cu miere false. E un lucru cunoscut, dovedit la nivelul Uniunii Europene și evident că noi nu facem excepție. Deci, la ora actuală, într-adevăr, vine miere din alte părți. Să știți că vine miere din Ucraina, unde vorbeam cu colegi de acolo, că și ucrainienii săraci, apicultorii ucrainieni, sunt într-o situație chiar și mai rea decât a noastră. După ce că au producție mică, au și război, au cheltuieli mari, când cei care au mai rămas cu stupine, că pe unele prin est le-a mai călcat și cu talpul. Da, corect. Lor li se oferă 1 euro pe kilogram. Deci, chiar și în condițiile unor costuri mai scăzute de producție, ei sunt într-o situație și mai grea decât a noastră. Deci, problema, în general, nu este a mierii ucrainiene, ci a mierii false. De unde ar veni ea? În principiu, se știe că mierea falsă cam vine din China și, eventual, dacă e vorba de o trecere într-un fel sau altul prin Ucraina sau o falsificare, asta este problema, cea a falsului. Iar la ora actuală, există două speranțe la nivel european. Este directiva mierii sau mic dejun se mai cheamă, că se referă numai la miere. Da, am văzut o directivă europeană vis-a-vis de micul dejun. Mi se pare interesantă, dar să vedem care vor fi efectele în piață. Efectele în piață trebuie să fie importante. Cum să vă spun, este o radă de speranță. Se întâmplă ceva și ceva bun pentru producătorii
autentici, cei care fac produsele, nu cei care le falsifică. Deci există niște lucruri care se aplică imediat, cum ar fi etichetarea corectă a mierii, dar sunt lucruri care se vor aplica în timp. Comisia are vreo 4 ani de zile, de exemplu, să pună în funcțiune un sistem de trasabilitate eficient, care să poată să permită în orice moment ca în orice borcan de miere care se vinde pe rafturile din Europa să se știe precis de unde vine ultima picătură de miere din amestecul acela, dacă e vorba de un amestec. Deci asta e o veste bună care vine așa dinspre Uniunea Europeană și eu personal am o speranță că așa cum prețul a căzut într-un interval de 5-6 ani, va avea un interval asemănător de 5-6 ani în care să își revină, să ajungem din nou la normalitate. Și mai există o speranță interesantă care vine din partea Guvernului României, deci Ministerul Agriculturii se pare că este foarte hotărât anul acesta să lucreze pentru ca din 2025 să intre în funcțiune acea măsură care există din punct de vedere legal, este posibilă din punct de vedere legal din 2009, de câte mi-aduc aminte, sau chiar 2007, prin care să se acorde elevilor și copiilor de la grădință o cantitate mică de miere, dar care înseamnă la nivelul României o cantitate suficientă. Mai există acum, a apărut și altă idee care a fost comunicată de domnul ministru al Agriculturii de a se introduce în pachetul acesta, zice pachetul social, un pachet de alimente care se distribuie către oamenii nevoiași, către oamenii cu nevoi speciale, ca să se introducă acolo și miere. Și un pic de miere? E foarte bine. Dar întrebarea... Dacă se întâmplă, vă rog, da? Da? Dacă se întâmplă în mod corect, și anume, dacă ministerul va avea înțelepciunea să facă tot ce e posibil ca acea miere să vină de la apicultori, să existe un sistem de trasabilitate corectă care e floare la ureche la nivelul, eu știu, unor organizații ale apicultorilor care ar putea să-și construiască asemenea sisteme de trasabilitate în sisteme de aprovizionare închise, cu un număr de câteva sute mii de furnizori, atunci lucrurile chiar ar putea să aducă o schimbare pe piață, adică să se consume o parte din costul din stocurile care există la producători și pe de altă parte să se facă o reechilibrare a pieții, care în care caracterul, calitatea mierii să predomine ca importanță față de preț. Da, corect. Aici doar ultima întrebare, domnule Dobrescu. Aveți vreo garanție că mierea pe care o va cumpăra, să zicem, statul sau administrațiile locale sau administrația care va gestiona aceste programe va fi din România sau respectiv va fi o miere autentică și nu una falsă? Dacă există voința pentru a se face acest lucru, este absolut posibil. Okay. Asta este, dacă, repet, Ministerul Agriculturii va da dovadă de înțelepciunea de a salva un sector aflat în mare criză printr-o intervenție corectă și cinstită, în așa fel încât să repună mierea autentică pe piață. Bun. În competiție de data asta, să spun, corectă cu acele falsuri care în felul ăsta și-ar pierde din importanță. Perfect. Vom mai discuta, să sperăm că aceste programe vor merge în continuare și se vor derula și vor fi realizate, să zic, exact cum spuneți, cu miere românească și autentică. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi și, desigur, vă așteptăm și cu următoare ocazie. Vă mulțumesc, domnule Dobrescu. Vă mulțumesc și eu. O zi bună vă dorim. A fost alături de noi domnul Constantin Dobrescu, vicepreședinte Roma PIS. Vă spuneam, iată, am plecat de la această temă a ajutorului de minimis, un 5 euro acordat pe familia de albine de către stat, producătorilor din sectorul apicol. Și iată, am ajuns la o serie, la câteva programe, fie programe europene, fie programe naționale, care pot ajuta acest sector și nu numai că pot ajuta sectorul, cred că pot să
ofere și consumatorilor miere de calitate, pentru că până la urmă asta ne dorim, să ajungem și la consumatori. Imediat o să intrăm în legătură și cu următorul nostru invitat. Până atunci doar câteva titluri de pe Agro TV, agro-tv.ro, site-ul televiziunii Agro TV. Uite cine profită de scăderea prețurilor cerealelor, dar o avem acum alături de noi pe doamna Marilena Strâmbulescu, este expert fonduri europene. Bună ziua, doamna Strâmbulescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Salut și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumim. N-avem foarte mult timp, doar 10 minute va juca, avem la dispoziție astăzi cel puțin. Vă rog, treceți în revistă cam care sunt noutățile în materie de fonduri europene. Totdeauna ne interesează să vedem ce se mai întâmplă în această zonă. Vă ascultăm. Sigur. În primul rând o să încep cu intervențiile care sunt în derulare pe AFIR și o să trec în revistă repede și celelalte programe. Vă rog. Unde avem posibilitatea să depunem cereri de finanțare pentru procesarea agroalimentară, ceea ce este un mare plus pentru România. Așadar, la acest moment AFIR are în derulare 5 intervenții. Și aici ar trebui specificat intervențiile unde potențialii beneficiari mai au timp să depună proiecte. Este vorba de, aș începe cu DR26, înființarea sistemelor de irigații, unde s-au depus până acum 8 proiecte în valoare de 3.300.000 de euro, iar alocația financiară este 102 milioane de euro, termenul final de depunere fiind 14 mai 2024. Trecem repede și la DR15, pentru că iată că deja, deși avem deschidere de sesiune în 8-a 2024, până la acest moment s-au depus 65 de proiecte în valoare de 55 de milioane de euro. Este vorba de componenta de înființare și modernizare a exploatațiilor pomicole. Deci fermierii care doresc să acceseze această măsură ar trebui să se grăbească repede, că iată până la finalul lunii aprilie mai există fonduri disponibile. Okay. Bun. În ceea ce privește DR20, toate componentele, mai avem deschis doar componenta pesuine, dar deja s-a acoperit alocația financiară și cred că este mult prea târziu pentru fermieri să mai depună un proiect aici, oricum vor merge. Acelea sunt pentru proiectele privind reproducția suinelor, porcinilor sau nu acela e? Nu este pentru, este componenta de sector de suine pentru dezvoltarea fermelor suine. Da. Alocația este de 98 de milioane de euro, iar valoarea proiectelor depuse este de 99 de milioane de euro, dar știm cu toții că conform ordinului 407 al Ministrului Agriculturii, sesiunea se închide în măsura în care valoarea proiectelor depuse atinge alocația de 150%. De asta încă și avem interes acolo. Activă. Cine mai face în ziua de azi ferme de porcine sau cine își dezvoltă fermele? E bine eu că au curaj. Foarte mult. Da. Eu mă bucur foarte mult că s-a acoperit, chiar dacă era nevoie și de o mai mare alocare financiară, pentru că sunt foarte prost. Știți foarte bine, la importurile de carne de porc. Problema pestei porcine africane, deci... Exact. Și eu consider că alocația de 98 de milioane de euro la nivel național nu este suficientă astfel încât să acoperă nevoile noastre interne până la urmă. Corect. Da. Bun, e bine că există acest program, deci, cum spuneți... E bine că există, așa este. Trebuie specificat pentru fermierii noștri interesați că AFIR-ul, care iată este cel mai rapid program în derularea intervențiilor specificate în PNZ pe perioada de programare 2021-2027, este cel mai alert dintre toate programele cu finanțare europeană și pentru asta
ar trebui să îi felicităm. Okay. Iată că anul acesta, după ce au închis o serie de intervenții la nivelul anului 2023, dar și la începutul anului 2024, conform calendarului estimativ, a firmei deschide 17 intervenții pentru fermierii noștri în acest an. Și aici ar trebui să trecem, o să trec în revistă doar cele de interes major pentru fermierii noștri. Este vorba de DR25, modernizarea infrastructurii de irigații, o intervenție care are o alocație bunicică, spun eu, de 400 milioane de euro, cu depunere, cu deschidere în 15 martie. Perioada de depunere a proiectelor este până în data de 15 iulie. Apoi, da, în aprilie, AFIR va deschide și investițiile în sectorul legume și sau cartofi, cu alocație de 151 de milioane de euro. Vine și mult așteptata intervenție DR29, care se adresează investițiilor în medii, în mediul rural, a investițiilor în activitățile neagricole, cu alocație, la fel spun eu, foarte, foarte mică pentru antreprenorii noștri din mediul rural, atât timp cât micro-întreprinderile din mediul rural nu mai au o altă linie de finanțare decât cea prin Ministerul Agriculturii. 150 de milioane de euro este mult mai puțin, așa cum am atras atenția de fiecare dată când am avut posibilitatea. Iată că și aceasta se deschide în luna iunie. Ce trebuie să știe antreprenorii din mediul rural? Că conform noului PNZ, cu siguranță, investițiile în zona turistică, ceea ce înseamnă construirea de agropensiuni, modernizarea agropensiunilor, nu ar mai fi eligibilă. Așteptăm și ghidul în consultare publică, dar și din declarațiile autorității și ale Ministerului se pare că aceste investiții vor fi neeligibile și vor fi acceptate la finanțare doar construcțiile ușoare, gen căsuțe, bungalouri, glamping-uri, etc. Bun, nu mai avem timp, doamna Strâmbulescu. Ca o concluzie, putem spune că sunt programe în derulare și vor urma undeva până în luna iunie, cum a spus, da, iunie parcă, nu? Și alte programe care vor apărea. Până în noiembrie, AFIR-ul va sau până în noiembrie măsuri, da, pentru, okay, și pentru ferma mică și pentru și DR12, care are o popularitate destul din ce în ce mai mare și fermierii noștri o așteaptă, investițiile în consolidarea exploatațiilor tinerilor, fermierii instalați în perioada anterioară de programare, dar și a fermierilor recent instalați. Este la fel o intervenție extrem de populară printre potențialii solicitanți. Bun. Ce ar fi de spus? Ar fi de spus că sperăm ca Ministerul Agriculturii, atât Ministerul Agriculturii, cât și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să fie deschiși la dialog, pentru că mai există câteva inadvertențe legislative în ceea ce privește procedurile de, atât procedurile de evaluare care trebuie armonizate cu ordinele de ministru. Sper să fie deschis și să facă această armonizare în timp real, astfel încât să nu, okay, ne blocăm. Bun. Trebuie să știe că programele regionale finanțează, și ceea ce este un mare plus pentru România, finanțează procesarea produselor agroalimentară, care este specificată ca și activități, bun, de mare interes în strategiile de dezvoltare ale regiunii, și mai avem cam atât, un grant special la fel, fondul, așa, de trație justă, poate altă dată, cu altă ocazie. Sigur, vă aștept cu următoare ocazie. Despre el, da? Mm-hmm. Pentru că este de mare interes pentru cele 6 județe ale României. Vorbim săptămâna viitoare, va juca. Sigur.
Vă mulțumesc. Bine. Scuzați-mă. Vă mulțumesc mult pentru prezența de azi și pentru informațiile oferite. A fost doamna Marilena Strâmbulescu, expert fonduri europene alături de noi. Luăm doar o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem și vorbim despre produse alimentare prin prisma protecției consumatorului, cum ne ferim de produse de care nu sunt de calitate și cum căutăm produse de calitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.